Românii din diaspora au ajuns să fie cei mai mari investitori în țara noastră. Cel puțin așa rezultă din cele mai recente date statistice privind sumele de bani trimise în România de conaționalii care muncesc în străinătate. Datele arată că peste 5,6 miliarde de euro au fost trimise în țara anul trecut, în condițiile în care nu se pun la socoteală sumele lăsate familiilor din țară în bani gheață. Practica de a ocoli taxele și dobânzile percepute de bănci este des întâlnită, mai ales în perioada sărbătorilor, când banii rămași în țară sunt mai mulți. Potrivit datelor transmise de Banca Națională a României, cele mai mari sume de bani au venit în 2021 din Germania, însemnând peste 1,3 miliarde de euro. Pe pozițiile următoare se situează Marea Britanie, Italia, Franța, Spania, Austria și Statele Unite ale Americii. În primul an de pandemie, cei aproape 5 milioane de români care muncesc peste hotare au trimis în țară circa 4 miliarde de euro.